Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Tariful majorat pentru gazele naturale este pe masa ANRE. Când va fi examinată solicitarea Moldova Gaz, vedeți la știri. Pasageri evacuați și curse date peste cap. O nouă alertă cu bombă la aeroport a pus pe jargeniștii în această dimineață. O femeie de 83 de ani din Hâncești a fost găsită fără suflare în curtea casei sale după ce și-ar fi dat foc, lăsând un bilet de adio. O minoră de 14 ani din Șoldănești a ajuns în stare gravă la spital după ce ar fi consumat băuturi alcoolice. Cererea Moldova Gaz de majorare a tarifului la gazele naturale până la 26 de lei și 52 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus a ajuns pe masa Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Furnizorul de gaze cere ca noul preț să fie aplicat retroactiv din data de 1 iulie pentru că actualul nu acoperă devierile tarifare. Potrivit documentului publicat de ANRE, Moldova Gaz susține că ajustarea prețurilor reglementate este determinată de majorarea semnificativă a costului de import al gazelor naturale procurate, precum și de generarea devierilor tarifare negative esențiale. Prețul mediu de furnizare al gazelor naturale din 1 iulie 2022 cu aplicarea devierilor tarifare formate în perioada ianuarie-iunie 2022 este determinat în mărime de 23.572 de lei per 1000 de metri cubi, ori cu 45% mai mare decât cel mediu aprobat de ANRE din 1 iunie 2022, se arată în solicitarea furnizorului de gaze. Astfel, dacă ANRE va da curs solicitării Moldova Gaz, moldovenii vor achita din 1 iulie 26 de lei și 52 de bani, cu TVA inclus pentru un metru cub de gaze naturale consumate. Termenul de examinare a cererii depuse este de până la 180 de zile. Președintele Consiliului de Administrare al Moldova Gaz, Vadim Ceban, a scris pe contul său de Telegram că instituția pe care o conduce nu a căutat niciodată să ridice tarifele cu orice preț, iar majorarea este justificată. Situația este astfel încât prețul de achiziție de astăzi inclus în tarif este cu 284 de dolari mai mic decât prețul de achiziție pentru luna iulie. Dacă înmulțim cu volumul consumului de gaze în iulie, care este de 26 de milioane de metri cubi, atunci diferența va fi de peste 7 milioane de dolari. Numai în 2022, compania a acumulat abateri negative de tarif de la costul achiziționării gazelor naturale pentru 783 de milioane de lei. Totodată, Vadim Ceban susține că Moldova Gaz este obligată să achite nu doar pentru gazele naturale consumate, dar și pentru întreținerea infrastructurii de transport și distribuția gazelor naturale. Acesta atrage atenția și asupra necesității achitării la buget a TVA pentru importul gazelor naturale în perioada aprilie-mai 2022. Mai exact, este vorba de 107 milioane de lei. Totodată, conducerea furnizorului de gaze s-a referit la datoriile acumulate de consumatori, care sunt de 79 de milioane de lei. Prin urmare, Vadim Ceban susține că nu vede o tendință pozitivă în achitarea sumei totale a datoriilor în următoarele 14 zile, care este necesară pentru a strânge fonduri pentru plata către furnizorul principal, având în vedere interdicția până la 30 iulie de deconectare a debitorilor. Acum o lună, tariful la gazele naturale pentru consumatorii finali a crescut de la 14 lei și 6 bani la 18 lei și 62 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus. Decizia l-a nemulțumit pe șeful de la Moldova Gaz, care solicitase un preț de 24 de lei, precizând că tariful aprobat de ANRE va duce la acumulare de noi datorii, ceea ce va cauza inevitabil o nouă majorare de tarif. Se atestă o creștere a numărului de cazuri de COVID, dar cu o incidență care ne permite să rămânem în codul verde. Declarația a fost făcută de șeful Direcției Municipale Sănătate, Boris Gâlca. Potrivit funcționarului, două secții ale Spitalului de Boli Contagioase pentru Copii deja sunt pline și vor fi pregătite altele pentru a face față îmbolnăvirilor. Iar în caz de necesitate, va fi activat și Spitalul Valentin Ignatenko. Totodată, autoritățile municipale au înregistrat un focar de infectare cu noul coronavirus în rândul refugiaților. Boris Gâlca a declarat la ședința de luni a direcțiilor primăriei că deocamdată noi pacienți infectați cu SARS-CoV-2 sunt internați la Spitalul Boli Contagioase pentru Copii.
La acest spital a fost activat deja două secții, care este plină. Vom avea nevoie, se pare, de spații suplimentare, respectiv capacitățile acestui spital pentru internarea micilor pacienți cu COVID rămân foarte limitate. Vom aștepta ghidarea de la minister. Noi, între timp, am anunțat managementul Spitalului de Copii Valentin Ignatenko să pregătească, să avem pregătite una, două secții pentru activarea graduală la necesitate să putem interna și trata copiii suspecți de COVID. Administrația spitalului a confirmat că în ultima perioadă a crescut numărul copiilor infectați, însă a declarat că instituția dispune de suficient spațiu pentru tratarea micilor pacienți. La moment, în Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase Copii se internează copii cu COVID din regiunea Centru, Sud și municipiul Chișinău. Avem acum 56 de pacienți COVID. Sunt internați în două secții care au fost reprofilate pentru COVID. Până ce locuri avem? Avem medicamente, avem investigații, aparatură, totul este sub control. Directorul Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii a declarat că în doar o săptămână numărul copiilor infectați cu noul coronavirus aproape s-a dublat. Noi vedem doar o creștere în rândul copiilor spitalizați și a crescut, că avut în săptămâna trecută 30, acum avem 56, dar asta nu este o cifră reală, astea sunt doar copii spitalizați. Gâlca a mai spus că a anunțat managementul Spitalului pentru Copii Valentin Ignatenko să pregătească secții suplimentare pentru internarea copiilor în caz de necesitate. Am contactat vicedirectorul instituției Vitalie Mihalcean să aflăm mai multe detalii la acest subiect, însă responsabilul a ezitat să ne ofere informații. Ne mobilizăm după cum o să fie indicații direcției și ministerului, ordinul cum o să fie, noi așa să ne pregătim. Suntem gata să ne conformăm la orice indicație. Tot în cadrul ședinței primăriei, șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a declarat că la maternitatea municipală numărul 2 se observă o creștere de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 a femeilor însărcinate. Acesta a spus că un focar de COVID-19 a fost înregistrat la un centru de refugiați amenajat în sectorul botanic al capitalei, iar 12 copii ucraineni au fost spitalizați. Solicitați de noi pentru informații cu privire la situația COVID pe țară, cei de la Ministerul Sănătății ne-au direcționat către Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Am trimis o solicitare către Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru a afla câți copii sunt internați în spitalele din țară cu noul coronavirus. Din ce raioane sunt aceștia, cu cât a crescut numărul lor în ultimul timp, dar și dacă am putea reveni la restricții și ce prognoze au specialiștii, însă deocamdată nu avem un răspuns. În 1 iulie, Ministerul Sănătății a organizat o ședință de coordonare motivată de înregistrarea unei creșteri a numărului de cazuri COVID-19. Potrivit unui comunicat de presă, directorii de spitale care au pacienți COVID-19 au menționat că instituțiile dispun de medicamente, teste pentru depistarea virusului, echipamente de protecție, iar în caz de necesitate, stocurile vor fi suplinite. Ministerul a mai menționat că în Moldova numărul cazurilor de COVID-19 a crescut în ultimele două săptămâni, de la 224 până la 465. Internați în instituțiile medicale din țară sunt 291 de pacienți. Doliu în Parlamentul de la Chișinău. Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Elena Bodnarenko, s-a stins din viață în această dimineață după o luptă îndelungată cu o boală incurabilă. Informația a fost confirmată pentru TV6 de colegul său, Vladimir Odnostalko, dar și de către Serviciul de Presă al Parlamentului. Bodnarenko avea doar 57 de ani. Ea a fost membra a Partidului Comuniștilor din anul 1994 și a fost deputat în Parlament între anii 2005-2010 pe listele PCRM. Din 2011 până în ianuarie 2015, Elena Bodnarenko a fost primarul orașului Soroca. Ulterior a revenit în Parlament până în legislatura actuală. Locul ei din legislativ ar putea fi ocupat de către socialistul Adrian Albu, candidat pe locul 35 în lista PSRM. Acesta este consilierul fracțiunii parlamentare al Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.
O femeie de 83 de ani a fost găsită fără suflare în curtea casei sale după ce s-ar fi stropit cu combustibil, apoi și-ar fi dat foc, lăsând un bilet de adio. Cazul șocant a avut loc astăzi în jurul orei 6 într-o localitate din raionul Hâncești. Potrivit oamenilor legii care s-au deplasat la fața locului, cadavrul pensionarei a fost descoperit de către fiica acesteia, iar alături a fost găsit și un bilețel de adio pe care scria că e ultima zi din viață. Ca urmare, angajații Inspectoratului de Poliție Hâncești, efectuând cercetări la fața locului, au depistat o sticlă din plastic cu miros specific celui de combustibil, cu care se presupune că femeia s-ar fi incendiat. Potrivit informației, victima suferea de o boală incurabilă. Cadavrul urmează să fie transportat la expertiza medico-legală din regiune. O minoră de 14 ani din Șoldănești a ajuns în stare gravă la spital după ce ar fi consumat băuturi alcoolice. Copila a fost internată în secția de terapie intensivă noaptea dintre 3 spre 4 iulie, în stare de inconștiență. S-a efectuat tratamentul la terapie intensivă, starea pacientului este în dinamică cu ameliorare, ea este conștientă, a fost transferată în secția de pediatrie în stare satisfăcătoare. Poliția a fost alertată despre caz de către medicii spitalului raional unde a fost internată fata. Un caz similar a avut loc aseară când un tânăr de 21 de ani din Drochia a fost dus la spital după ce, fiind în stare de ebrietate avansată, a încercat să se sinucidă înjunghiindu-se în regiunea pieptului. Poliția investigează ambele cazuri pentru a stabili toate circumstanțele în care s-au produs. Președintele Maia Sandu a plecat luni într-o vizită de lucru la Atena, unde se va afla până marți. Potrivit președinției, ea are programată o întâlnire cu conducerea de vârf a Greciei și va participa la masa rotundă guvernamentală, ediția 26-a, dedicată subiectelor economice de actualitate. Totodată, miercuri, șeful statului va merge la Vilnius, la inițiativa președintelui Lituaniei. Acolo, Sandu va participa la celebrarea Zilei Statalității Lituaniei și se va întâlni cu oficiali de rang în alt ai țării. Purtătorul de cuvânt al instituției prezidențiale, Sorina Ștefurță, ne-a spus că nu ne poate oferi mai multe detalii despre cele două vizite și că marți va fi publicat un comunicat despre întrevedere. Recent, Maia Sandu a mers într-o vizită de lucru la Kiev, aceasta fiind prima deplasare în țara vecină după începutul războiului. O nouă săptămână, o nouă alertă cu bombă. De această dată, oamenii legii au fost anunțați că aeroportul internațional Chișinău ar fi minat. Potrivit poliției de frontieră, la fața locului s-au deplasat imediat serviciile specializate. Zona a fost încercuită, iar pasagerii și personalul au fost evacuați. În urma verificărilor, specialiștii de la BombTech nu au depistat obiecte suspecte, iar alarma s-a dovedit a fi falsă. Polițiștii de frontieră de la aeroportul Chișinău au fost alertați în dimineața zilei de luni despre o posibilă minare a aeroportului. Menționăm că în jurul orei 7:10 polițiștii de frontieră au fost alertați despre o posibilă minare a aeroportului. Imediat după primirea informației au fost anunțate entitățile care prestează servicii în aeroport. În vederea sporirii măsurilor de securitate, la fel au fost mobilizate toate echipele de intervenție ale serviciilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, precum ar fi Inspectoratul de Poliție Botanică, Departamentul Situații Excepționale, Serviciul BombTech și altele instituții. Cu bagajele pline, pasagerii care urmau să decoleze în alte țări așteptau afară ca perimetrul clădirii să fie verificat. Am auzit că a dat bombă și asta stau aici o oră. Ne-au zis, noi am ajuns la ora 7 și ne-a anunțat. Am vrut să mergem la înregistrare, iată, voiam să zburăm, dar simt că o să ne reținem. La ce oră? La 11. Zburăm în Antalya cu familia. Știți, țara noastră este liniștită. Cred că cineva a glumit în așa mod. Cred că va fi bine și că vom zbura cu sufletul liniștit. Unii călători ne-au spus că vestea i-a cam băgat în sperieți. De mult timp stați afară? Vreo jumătate de oră. Vă ce oră aveți cursă? V-ați speriat când ați auzit de acest lucru? Un pic, dar poliția este tot așa, e bine să facem noi grijă.
Noi am venit și toți stăteau afară, ne-am apropiat, am întrebat, ne-au spus care este situația. Stăm, așteptăm să relueze activitatea. Încă mai sunt speranțe. Zbor cu escală și acest lucru mă deranjează cel mai tare. Potrivit poliției de frontieră, în clădirea aeroportului nu au fost depistate obiecte explozibile. În jurul orei 10, activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal. Alarma cu explozive s-a dovedit a fi falsă, iar punctul de trecere a frontierei aeroportului internațional Chișinău și-a reluat activitatea în regim normal. Potrivit reprezentanților aeroportului, în urma alertei false cu bomba a fost reținută cu 2 ore cursa Chișinău-Istanbul. Avionul trebuia să decoleze la ora 12:10, însă acum va zbura din capitală la ora 14. Din cauza alertei cu bomba au fost blocați pe aeroportul internațional Chișinău cunoscuții interpreți din România, Smiley și Denis Roabeș, liderul grupei The Motans, care au participat duminică la un concert desfășurat la Grădina Botanică. O fotografie cu cei doi a fost publicată pe Facebook de internauți. Am încercat să luăm legătura cu autoarea pozei, care ne-a spus că interpreții zburau la București și că au așteptat 1:15, la fel ca ceilalți pasageri. Potrivit oamenilor legii, autorul apelului fals riscă amendă până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 2 ani de închisoare. După 10 ani de activitate, și-a vândut animalele și a pus lacăt la porțile fermei sale. Este vorba despre un fermier din satul Limbenii Noi, Glodeni, care spune că din cauza scumpirilor în lanț, dar și a prețului mic pentru care vinde producția, nu mai făcea față cheltuielilor. Pe probleme similare se plâng și alți fermieri cu care am stat de vorbă. Ministerul Agriculturii și Consiliul Concurenței afirmă că sunt la curent cu respectiva situație și caută soluții. Mai multe detalii aflați astăzi la ora 19:30 în emisiunea Moldova la pachet, realizată de colega noastră Dorina Macarici. Vasile Vatamaniuc a decis să-și deschidă propria afacere și să producă lapte în 2012, imediat ce a ieșit de pe băncile facultății. Începuse cu 3 vaci, iar în 2021 avea o fermă cu 24 de capete. Tânărul fermier avea aspirații mari, însă datoriile în care se înglodase de-a lungul timpului l-au făcut să dea mâinile în jos și să-și sisteze activitatea după 10 ani de muncă. Dacă mai continuam, noi eram și mai tare înglodați. Și mai mari datorie vesele. Cu prețurile de azi, eu nu cred că nu o să reziste. Prețul mic al laptelui este motivul principal pentru care fermierii ajung la faliment, spune bărbatul. Nu putem acoperi cheltuielile. Eu o caldar de apă dau la vac și mă costă 10 lei. Dar ei o caldar de lapte, ei 8 lei. Fermierul acuză procesatorii de lapte de înțelegeri de cartel. Au o înțelegere între ei, fermieri unul de la altul nu ei. Automat devine un rob la o fabrică, guvernul nu crede ei să n-aibă pârghii, să nu-i poată influența sau poate să nu știe de situația asta. Valentin Roșca, șeful Direcției Politici în Zootehnie de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, menționează că este de acord cu fermierii. Prețul la lapte este unul foarte mic, doar că acesta nu poate fi influențat de autorități. Eu personal consider că prețul de colectare a laptelui este foarte mic. Este prea mic în comparație cu cheltuielile pe care le suportă deținătorii de animale. Asta nu este o situație care poate fi influențată de autorități. Există legea din 92 cu privire la întreprinderi și antreprenoriat, unde scrie clar că agentul economic are dreptul să-și stabilească prețul de achiziție a materiei prime, prețul de comercializare a produsului finit. Și statul nu poate să se implice în stabilirea prețului nici de achiziție, nici la produsul finit. Ce ține de înțelegere de cartel, nu sunt sigur că este anume, că ei nu își pot schimba. Pur și simplu, din câte eu înțeleg, întreprinderile de procesare nu sunt de acord să deschidă puncte de colectare alături de un alt punct de colectare unde deja este. Președintele Consiliului Concurenței, Alexei Ghercescu, totuși menționează că sunt îngrijorări, precum că unii procesatori de lapte ar avea înțelegeri între ei. Cazurile se investigează, iar amenzile vor fi usturătoare în caz că vor fi depistate încălcări, mai spune el. Noi avem unele îngrijorări
în privința acestei piețe. Cum ar fi? Care sunt îngrijorările? Deci există îngrijorări că ar putea fi unele înțelegeri între companii, există îngrijorări că ar putea fi abuzuri din partea unor companii. Mai mult eu nu pot să vă dau detalii. Ce riscă aceste companii în cazul că se depistează aceste încălcări? Deci, dacă se constată încălcarea legislației în domeniul concurenței, companiile care încalcă legea concurenței riscă amenzi până la moment, cel puțin, până la 5% din cifra anuală de afaceri. Am discutat cu reprezentanții companiei care cumpără laptele de la producătorii din Limbenii Noi și care ne-au spus că nici nu poate fi vorba despre o înțelegere între ei și alți procesatori de lapte, iar prețul producției depinde de cantitatea pe care o cumpără de la producător. Cu cât aceasta este mai mare, cu atât prețul este mai bun. Asta e imposibil, deoarece socotințul noastră, altă companie, de exemplu, are nevoie de lapte. Presupunem că eu sunat, hai nu la fermierul ăsta, dar companie și spune, păi bine, nu-l iau eu, iau altul, trebuie să-l iau mai gine eu. Așa că există niște aderații al fermier care au fantazii primare, adică așa ceva nu a fost. Și nu a fost fie niciodată. Chiar și astăzi, de la o companie, adică au trecut un punct fizic la noi. Fermierii se plâng că prețul laptelui este unul foarte mic și că nu vreți să-l creșteți. De exemplu, eu avea 70 de litri de lapte pe zi, și lui s-o oferea, de exemplu, un 5,85 ca exemplu, și alături un fermier avea 500 de litri de lapte zilnic, da? Și un fermier și ala s-o oferea, de exemplu, 6,20 lei. Și el avea pretenții, dar de ce nu-mi puneți și voi 6,20 ca și un fermier și ala? Și lămurește, dacă tu n-ai cantitatea asta necesară de lapte, de cât tu ai mai mult cantitate de lapte, calitatea de lapte cât e mai înaltă, adică cu atât tu preț mai mare ai. Un studiu realizat anul trecut de Agenția de Investiții aflată în subordinea guvernului arată că în ultimii 10 ani producția de lapte din țara noastră s-a redus cu 38%. 94% din laptele autohton vine din gospodăriile populației și doar 6% de la întreprinderile agricole. Același raport arată că doar 5% din efectivul de vaci disponibile aparțin întreprinderilor agricole, ceea ce ar însemna că Moldova de facto nu are o industrie zootehnică bine conturată, se menționează în document. Totodată, potrivit președintelui Asociației Producătorilor de Lapte, în 2021 s-au închis 4 ferme, iar alte 2 sunt în prag de faliment. Ana Pancrat susține că motivul ar fi prețul mic la lapte, iar în aceste condiții veniturile producătorilor nu acoperă cheltuielile, astfel că fermierii își pun lacăt la afaceri. Deputatul Partidului Șor și fostul candidat la primăria Bălți a lansat astăzi o amplă campanie de colectare a problemelor stringente din oraș și împreună cu locuitorii municipiului vor cere autorităților să le rezolve. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă organizată de Marina Tauber în fața primăriei Bălți. Politicianul susține că formațiunea din care face parte va instala puncte de colectare a informațiilor pe teritoriul municipiului, iar bălțenii vor putea sesiza problemele cu care se confruntă. Însoțită de zeci de locuitori ai municipiului Bălți, Marina Tauber i-a îndemnat pe consilierii municipali și pe reprezentanții subdiviziunilor primăriei să conlucreze cu ea pentru a găsi împreună, inclusiv pe dimensiunea parlamentară, soluții la problemele oamenilor. O să începem colectarea informației și problemelor care există în municipiul Bălți. În curând, noi o să instalăm punctele de colectare a acestei informații și pe baza solicitărilor care o să fie din partea dumneavoastră, noi, în mod obligatoriu, o să intrăm în primărie, o să încercăm să conlucrăm cu toate departamentele care există în primărie și, desigur, că cu Consiliul Municipal Bălți. Parlamentarul a mai anunțat că după conferința de acum aproape 2 săptămâni, în cadrul căreia a demonstrat că Grigorișin nu și-a respectat promisiunile făcute în campania electorală, actualul primar s-a activizat și încearcă să le arate oamenilor din Bălți că lucrează. În calitatea mea de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, eu propun Consiliului Municipal Bălți și tuturor consilierilor să cooperăm, să colaborăm și să identificăm inițiativele legislative care trebuie să fie promovate la nivel de Parlament. Pe urma conferinței noastre de presă, care a avut loc aproape 2 săptămâni în urmă, noi deja vedem rezultate și lucrările de reconstrucție care au fost anunțate pe pagina domnului Grigorișin. Și
această ședință de guvern care o să aibă loc la Bălți pe data de 6 iulie. Primarul municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, a refuzat să comenteze declarațiile lui Tauber. Anterior, însă, răspunzând la criticile Marinei Tauber legate de activitatea sa timp de jumătate de an, Nicolae Grigorișin le-a calificat drept minciuni. Citat de portalul de știri Newsmaker, edilul de Bălți a declarat că muncește în folosul bălțenilor, iar lumea vede asta, de aceea Tauber se enervează. Grigorișin spune că se repară drumuri, școli, grădinițe, se cumpără gresie, iar până la sfârșitul lunii iunie urma să fie finalizat proiectul de reparație a străzii Kievskaya, iar cu ajutorul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare urma să se discute despre un împrumut pentru procurarea unor vehicule electrice, dar și a unor autobuze. Și că tot ce a promis în timpul alegerilor se îndeplinește, spunea la 22 iunie primarul de Bălți. Nicolae Grigorișin a câștigat alegerile în Bălți în toamna anului trecut, după ce Marina Tauber a fost scoasă din cursă cu mai puțin de o oră până la deschiderea secțiilor de votare. Pentru el, în turul 2 au votat 84,77% dintre cei prezenți la urne, adică 7.848 de cetățeni. Prezența la vot la alegeri a fost atunci de doar 9,98%. Ministerul Educației și Cercetării ar trebui să elaboreze un plan de atragere a studenților străini și să propună măsuri concrete pentru ca instituțiile de învățământ superior din țară să poată câștiga și să se dezvolte. Cu astfel de propunere vine președintele partidului Șor, Ilan Șor, într-o înregistrare video pe pagina sa de Facebook. El condamnă ferm decizia autorităților de a reorganiza sistemul de învățământ superior. Totodată, Ilan Șor a anunțat că deputații partidului pe care îl conduce vor elabora un proiect de lege privind înființarea unei agenții pentru dezvoltarea învățământului superior. Reprezentanții Ministerului Educației nu ne-au putut oferi o reacție. Ce spun însă responsabilii de la guvern, aflați în reportaj. În loc de absorpția unor universități de către altele într-un proces de reformare a învățământului superior, liderul partidului Șor propune ca soluție pentru păstrarea și dezvoltarea instituțiilor ce urmează a fi comasate atragerea studenților străini, ceea ce va permite, în opinia sa, dezvoltarea economiei țării în ansamblu. Potrivit lui Șor, în prezent, în Moldova există studii de calitate, iar cel mai interesant este, spune politicianul, că acestea sunt unele dintre cele mai ieftine din regiune. De ce să nu găsim o formulă care ar permite atragerea studenților străini în țara noastră, care merg cu mare plăcere în Moldova, studiază și dobândesc cunoștințe? De ce să nu aducem profesori din străinătate care ar contribui la obținerea ceva nou în sistemul nostru de învățământ? De ce să nu fie creat un departament care să atragă în țara noastră studenți străini, care să aducă venituri universităților? Aceștia vor cheltui bani în Moldova, vor mânca, vor bea, vor merge la restaurante, vor merge la magazine, vor merge la cafenele, vor închiria apartamente. În reacție la cele menționate de Șor, purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat pentru TV6 că proiectul reorganizării universităților are scopul nu de a lichida, ci de a eficientiza aceste instituții de învățământ. Este aberant ceea ce scrie. Eu zic că universitățile or să dispară. Universitățile nu vor dispărea. Cum se gândește domnul Șor că un student din străinătate ar veni să învețe în Republica Moldova într-o sală în care, de exemplu, iarna nu se încălzește? Sau într-o sală de curs unde studenții nu au locuri în bănci, în altă universitate, de exemplu. De ce? Pentru că nu sunt eficientizate corect spațiile și resursele acestor universități. În postarea sa, Ilan Șor condamnă ferm măsurile propuse de Ministerul Educației și îndeamnă întregul guvern, precum și majoritatea parlamentară, să-și dea demisia. Suntem categoric împotriva închiderii universităților. Mai mult, în viitorul apropiat, vom înainta un proiect de lege privind crearea unei agenții de dezvoltare a învățământului superior, care ar trebui să se afle în subordinea guvernului. Această agenție ar trebui să se ocupe de o reformă reală despre cum universitățile moldovenești ar trebui să câștige bani, cum ar trebui să fie construite sedii noi, cămine studențești, cum ar trebui să li se ofere copiilor de la sate oportunitatea de a studia la Chișinău, de a obține cunoștințe bune și de a avea un loc de trai. Cel mai important, toate acestea trebuie să fie gratuite. Plecați, anunțați alegeri anticipate.
Solicitată de noi pentru a comenta ideea liderului partidului Șor de a înainta la adresa guvernului un proiect privind crearea unei agenții de dezvoltare a învățământului superior, purtătorul de cuvânt al guvernului ne-a redirecționat către Ministerul Educației. În schimb, Anastasia Taborceanu a venit cu o replică la îndemnul lui Șor ca întregul guvern să-și dea demisia. Întregul guvern îl roagă să vină acasă să o ceară interesant. Contactat de noi, consultantul pe comunicare cu mass media din cadrul Ministerului Educației nu ne-a putut oferi vreo reacție la postarea lui Ilan Șor. La moment, toată lumea este în teritoriu, sunt evenimente la care participă și domnul ministru, și secretarii, deci nu am cine să vă da, nu avem purtător de cuvânt și nu avem cine să vă da o reacție. Anterior, ministrul Educației și Cercetării a declarat că reforma care prevede absorpția unor instituții de învățământ superior de către altele presupune că din 16 universități publice se rămână 11. Printre instituțiile care ar urma să fie optimizate se numără Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Agrară de Stat, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport și altele. Potrivit ministrului, acest lucru va permite concentrarea resurselor financiare și umane în același loc și va aduce un șir de avantaje atât profesorilor cât și studenților. Universitățile noastre vor deveni mult mai mari, vor asigura o calitate mult mai bună a studiilor, programele de studii vor fi mult mai apropiate de cerințele pieței muncii, iar echipele din cadrul universităților, cadrele științifico-didactice, cercetătorii vor fi mai mari. Ce au de câștigat studenții? În primul rând, o diplomă mult mai bine apreciată la nivel internațional. Vor avea mai bune condiții de studii, laboratoare dotate, cămine renovate, alte facilități pentru studenți și, cel mai important, vor avea programe de studii mult mai avansate, vor fi condiții mai bune și de salarizare și de activitate. Potrivit lui Topală, cu aproximativ 7 ani în urmă, în universitățile din Moldova studiau circa 92.000 de studenți, numărul cărora în prezent este de 59.000. Într-un studiu realizat la începutul anului 2022, expertul economic Veceslav Ioniță a vorbit despre situația în care sunt astăzi universitățile din Republica Moldova. Ioniță spunea că factorul care a influențat negativ și va influența și în următorii ani sistemul educațional din Republica Moldova este cel demografic. Potrivit studiului, în 2006-2007 erau 39 de studenți la 1000 de locuitori, iar în prezent acest raport este de 22,6 studenți la 1000 de locuitori, adică o reducere de aproximativ de 2 ori a tinerilor cu vârstă universitară. Mai mult, Ionița a remarcat faptul că astăzi, anume, studenții străini mențin active universitățile moldovenești. Potrivit lui, cei aproape 13% dintre toți studenții pe care îi are Republica Moldova la secția zi sunt străini, aceștia asigurând anual circa 100 de milioane de dolari venituri țării. Reforma universităților a stârnit critici în societate, dar și în rândul politicienilor. Împotriva comasării s-au pronunțat cel puțin reprezentanții ai 4 instituții de învățământ superior care urmează a fi absorbite. Este vorba despre Universitatea Agrară, cea din Tiraspol, Universitatea de Educație Fizică și Sport și cea a Academiei de Administrare Publică. Și primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a venit cu o scrisoare deschisă către Maia Sandu, îndemnând-o să revadă intenția de a lichida Universitatea de Stat din Tiraspol. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, rămâneți cu noi. Eu sunt Victoria Pietraru și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară bună. La revedere!